Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 112 la serviciul de urgență, unde sun când ai o problemă majoră. Ce-a bățit? Cerând ajutor de urgență. Care e motivul, doamnă, probabil că a fost discuția? Un polițist mă amenință că mi-a permisul. Deci a sunat la 112. Asta da amenințare. Cel mai tare că au venit 3 mașini de poliție. Instant, da, au venit pentru doamna sau pentru colegii polițiști? Bună întrebare. Știu, că asta aș vrea să văd. Da, dacă suni la 112, nu știu dacă s-a întâmplat să sunați. Am pentru sunat, un motiv pentru real, urgențe, da. Pentru un motiv real. Uh-huh. Mai întâi vorbești, eu nu înțeleg procedura asta, adică din filme, am văzut în America atunci când sun la 911, cel puțin în filme, răspunde direct persoana ce urgență aveți și îți trimite poliția pe loc, nu știu cum fac. Aici mai întâi vorbești cu o doamnă de obicei, eu am vorbit de câte ori am sunat de vreo 2-3 ori, am vorbit cu o doamnă sau o domnișoară. Ce îți fac legătura cu care serviciul? Care te întreabă, da, ce, cum, nu știu ce, și după care zice, stai că îți fac legătura cu serviciul. Ok, și sună la serviciul respectiv, unde trebuie să te apuci să repezi toată povestea. Așa e, da. S-a întâmplat să sun, uite, acum mi-aduc aminte, am sunat în decembrie. La un moment dat mă duceam spre casă, am ieșit din București pe DN1, mă duceam încolo, spre Corbeanca, și exact înaintea podului de la Otopeni, deci la, înainte de centură, ieșirea... Uh-huh. Este un drum care, pe care se merge tare și e foarte aglomerat. În mijlocul drumului, pe banda a doua, era un domn care stătea în picioare, cu spatele la trafic și se certa cu căciula lui pe care o aruncase pe jos. Deci, clar, omul avea o problemă, singur. Avea o problemă, dar el era în pericol de moarte acolo, pentru că mașinile treceau pe lângă el, claxonând în mare viteză și, na, risca oricând să fie lovit. Și atunci am sunat din mașină la 112. Am vorbit, ducându-mă în continuare spre casă. Și am vorbit cu doamna respectivă, i-am spus despre ce este vorba și mi-a făcut legătura, zice, vă fac legătura cu poliția. Și a început să sune telefonul. Și a sunat telefonul până când am ieșit din Otopeni. Vă jur. Deci, mergând cu viteza legală, cineva poate să calculeze câte minute am stat așteptând să răspundă cineva. A răspuns nimeni, da. Ba da, a răspuns în cele... Am stat, am zis, bă, să vedem ce se întâmplă. Și în sfârșit a răspuns un domn, am recomandat, am spus cine sunt și am descris incidentul, polițistul respectiv m-a ascultat, cred că și-a notat, și după care a spus, da, domnul cu căciula roșie. Da. Zice, am mai fost sunați, e ok, trimitem un echipaj acolo. În regulă. Dar când am început conversația, am zis, știți, acum 5 minute, la 5 km în spate se întâmplă asta. Nu știu dacă o mai fie acolo. Îmi cer scuze, sper să nu încurc nimic. Dar era o problemă în mijlocul drumului. Acum, serios, stau să mă gândesc, dacă ai chiar o urgență, poate... sun la 112 și trebuie să aștepți 5-10 minute să-ți răspundă polițistul, care mai e rostul serviciului? Există și varianta și poate, uite, poate ne scrie cineva care lucrează la 112. Da. Noi avem 0728-3132. Dar nu, nu, dacă oamenii au treabă cu siguranță și nu comunică. Nu, dar nu, sau poate știe cineva, că mă gândesc, poate chiar un sistem mai inteligent decât ne-am așteptat noi. Sunt convins și doamna care te-a preselectat, da, știa că au mai fost sesizări referitoare la cetățeanul de acolo și atunci te-a pus la poliție într-un o linie unde nu se răspunde de urgență, sau nu știu. Păi nu, dar te gândești că acolo... Îți dai seama câte apeluri sunt și trebuie să fie ordonate cumva, mă gândesc. Adică să separi urgențele de grad zero de altele, știi? Nu vreau să acuz pe nimeni. Adică nu vreau să fac acuzații, că nici nu mă pricep la domeniu. Nu, dar chiar e interesant cum o funcționa. Dar telefonul a sunat de la pod Otopeni de intrare până la pod Otopeni de ieșire. Poate ai avut și ghinion. Poate am avut și ghinion. Era la toaletă. Cu doamna, domnul ofițer? Da. Poate că da. Cu doamna din Arad, deci doamna din Arad, problema a fost așa, dânsa s-a oprit pe trecerea de pietoni. Și a apărut o mașină de poliție și a făcut probabil plecați de aici. Și doamna n-a vrut să plece. De pentru care polițistul s-a dat jos. Mă, adevărul că trebuie ceva tupeu sau inconștiență. Polițistul să spune mută mașina de aici și tu să-i zici nu. S-a dat jos polițistul, i-a cerut actele, a refuzat să-i dea actele. Ce e în capul tău când faci asta? Adică ce te gândești când vine polițistul, îți cere actele și tu ridici geamul la mașină și îi faci semn că nu-ți dau actele? Cam ce te gândești că se poate întâmpla? Ce urmează în momentul ăsta, știi?
Nu mă duce mintea atât. Deci mai povestesc ceva, mai avem timp să-ți mai zic nu ceva? Nu mai avem timp. Haide-mă să-ți mai zic ceva simpatic. În 10 secunde, zi. În 10 secunde. Cu vreo 2 ani în urmă aveam treabă în București, încă nu erau parcările astea cu linii albastre. Ajung pe lângă fostul magazin Adam, peste drum de sala Palatului, și văd undeva pe dreapta un loc de parcare. Mă bag repede în fața mea o altă mașină, parcată. Și când să mă dau jos, când să nu știu ce, trage în stânga mea o mașină de poliție, îmi face semn, dă-i drum. Bine, zic, pornesc motorul, dau semnal, dar nu mă pot abține. Cobor geamul și zic, da, dânsii din mașina din față, că era înăuntru, dânsii, și ăla îmi zice, dânsii sunt de la SPP. A, mă scuzați, că dânsii nu există parcare, interzisă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.